canister, înfrângere, în 10 oameni o repriză, se mai putea salva ceva în situația asta? În prima repriză zic că am jucat foarte bine, ținând cont că am schimbat 10 jucători. Băieții și-au făcut treaba bine, eram mulțumit. A venit acel cartonaș roșu care a schimbat tot meciul, normal. Primul galben inexistent, iar al doilea putea să dea și galben și roșu. Dar ținând cont de faptul că el n-a vrut, cred că un galben era ok și era de ajuns. Nu poți să dai așa galben la așa meci. Acum 3 zile nici nu știam cine e arbitru și am vorbit cu cineva din club și am zis, jucăm cu Craiova, știu cine ne arbitrează în 7 ani. Același arbitru, Bârsan. Am știut. De-aia am avut și reacție și astăzi și nervii. Pentru că nu se poate mereu să vină același arbitru. Când jucăm cu Craiova, numai același arbitru. Și în deplasare și acasă. Mai ales în deplasare, cred că... Uitați-vă la statistici. În ultimii ani, de câte ori a fost același arbitru. Nu înțeleg de ce îl trimite numai pe el la meciurile cu Craiova. Și normal că te influențează dacă joci 11 la 10. Primul corner au dat gol, la prima fază fixă. După care, cu puțin noroc pe final, norocul n-a fost nici de partea noastră, am avut și o bară și niște ocazii, spiritul a fost bun. E clar că, ca și atitudine, sunt foarte mulțumit de jucători. La Camara sunt puțin așa, nu știu dacă pot să dau vina pe el 100%, pentru că a fost împins înainte și n-a vrut să joace mici. La primul galben n-am ce să-i reproces, că în primul rând a fost fault împotriva lui la început și după aia n-a fost fault de galben, pe aici, pe la... de unde ne dăm galbene. Dar galbenele sunt la ordinea zilei și pentru antrenori și pentru... Am avut o reacție la pauză nervoasă, nu trebuia. La final am încercat să-i opresc pe jucători care... Am văzut, au mai fost încă 2 galbene la jucătorii dumneavoastră după? Am mai luat galbene după meci. Eu l-am întrebat pe arbitru, de ce stai să dai galbene? Du-te, te rog, înăuntru, că băieții sunt nervoși, au pierdut, ce vrei să facă, să aplaude? Și am zis, te rog, e frumos, du-te și lasă-ne și să ne supărăm acum, să ne supărați cu toți. Cât de mult vă afectează rezultatul ăsta sau, din potrivă, poate cine știe, returul cu Neman Grodon să fie mă afectează orice înfrângere și pe jucători, sigur. E clar că presiunea e mare pe noi, indiferent de rezultatul de azi. Vom întâlni un adversar foarte puternic, ați văzut acasă. Pentru noi, astăzi era mai ușor să jucăm, pentru că Craiova joacă fotbal, nu se apără și era mai ușor, dar v-am zis, acea decizie... Dar am fi fost alții acum dacă la ultima fază dădeam gol și nu primeam gol imediat pe contraatac. Mulțumit de prestația totuși a lui Aieti la primul meci din sezonul ăsta, poate da. Și debutanții, ați schimbat foarte mult. Astăzi am pierdut un meci, dar am câștigat o echipă, în opinia mea. Asta e opinia mea. Ne puteți spune cam ce părere aveți despre echipele românești în cupele europene? Cine are cele mai mari șanse? Puteți să vă auto-excludeți dacă vreți. Toate sunt în cărți, nu e niciuna care e ieșită și... Sperăm să califice toate ca să scăpăm de această fază, pentru că, într-adevăr, dacă nu se califică nicio echipă, n-ar fi bine pentru fotbalul românesc și trebuie toate echipele să facem tot ce e posibil să ne calificăm. Mulțumesc! Mulțumesc.